Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 28 martie în 2023. Acum câteva zile filmam eu acel pamflet pentru spargerea cuiburilor, dar ia uitați ce avem aici. Acolo în depărtare, câmp, zăpadă, viscol. Așa, dar înainte de filmul ăla am pus eu o strângere a cuiburilor bilaterală și acum să văd dacă efectul este cel care trebuia să fie în caz că vine o astfel de vreme. Ce am făcut? Azi trebuia să vin cu sirop la ele, nu e cazul. Dar ce mă interesează pe mine? Ce fac albinuțele? Albinuțele trebuiau să fie și după diafragmă. Deci dacă avem albine după diafragmă aici, care lucrează în zona aceasta, înseamnă că cuibul este bine ocupat de albine și nu avem probleme. Normal, sunt agitate, nu e, cum să zic eu, nu e chiar ideal să deschizi o colonie. Ia să vedem și pe acesta și le las în pace. E foarte frig, vântul accentuează frigul. Aici mă uit dacă albina de pe diafragmă s-a restrâns, de după diafragmă, și astfel poți să dormi liniștit la noapte, da? Deci, albina stă și acolo. Mă bucur că a eclozat albina și ocupă bine spațiul restrâns. Trebuia să vin cu sirop, o să amân 3 zile. Mă bucur foarte tare pentru acea lucrare făcută. Totul e așa cum trebuie să fie. O să am și minus 6 grade. Așa e bine. Bine strâns, a eclozat albină și a îndesat foarte, foarte bine. Pe lângă asta am adus și câte 3-4 kg de miere la unii 5 care au reușit să o ducă lângă puiet. Astfel, în următoarele 3 zile, să sperăm că efectul nu va fi foarte grav. Cine zice că nu vor fi afectate, nu prea cred acest lucru. Acum avem zăpadă, dar nu zăpada e problema, ci cele 3 zile în care noaptea vor scădea temperaturile până la minus 8. Bun, atât am vrut să vă arăt de ce am strâns. Această strânsoare o să rămână până dă albina pe din afară. Acum fiecare a gestionat cuiburile cum a considerat, dar în ultimii ani aceste episoade de frig au tot fost, deci nu poate să zică nimeni că gata, s-au bucurat că gata, nu mai vine frig. Nu mai e așa, episoade din acestea de frig vor fi și în anii următori și au tot fost. Bun, cam atâta, trecem încă un an în istoricul acesta cu schimbări bruște alternate de cald-frig și mergem înainte.